Avocatul fostei soi a lui Liviu Dragnea salut decizia GJ. Tonacu, avocatul Bombonichi Prudana, fosta soia lui Dragnea, a declarat miercuri ce susține cererea făcută de avocatul Floarei Alesu. I-a precizat ce din dosar reiese ce a existat o cooperare între SRI și Ministerul Public în instrumentarea acestui caz. La acest moment nu se cunoaște în ce constă exact această cooperare, bănuim ce a fost făcut în baza protocolului declasificat în 30 martie. Adresa de azi urmează să lămurească exact acest aspect. Dacă a existat cooperare, în ce a constat aceasta, a spus Tonacu. În sala de judecat, avocatul Floarei Alesu le-a cerut magistraților trimiterea unei adrese CTREDNA prin care să se solicite procurorilor anticorupție să spună în ce a constat cooperarea DNA, SRI în instrumentarea acestui dosar. Am o adresă în care procurorul sublinierei F de direcție spune ce beneficiar secundar este un om 1060 a SRI din Alexandria. Solicit mesecerecina sublinierei SRI în ce a constatat cooperarea dintre aceste instituții în instrumentarea acestui dosar. Brev de chestiuni care pot privi legalitatea urmăririi penale. În protocoalele de cooperare DNA, SRI se spune la articolul 2 ce se creează echipe comune sublinierei CSRI acord procurorilor asistent tehnic de specialitate. Apărarea are dreptul să veceare eliminarea probelor care nu au fost administrate legal, a spus avocatul Floarei Alesu. Magistrații CJ au admis cererea sublinierei, au solicitat DNA să spun dacă a existat o cooperare cu SRI în instrumentarea acestui dosar. Încuvincează trimiterea unei adrese la DNA. Dacă a existat o cooperare între cele două instituții, dacă există sublinierei alte documente aflate în custodia celor două instituții sublinierei, în caz afirmativ, să ne fie înaintate sublinierei să se comunice în ce a constat, concret, această cooperare în legătură cu instrumentarea dosarului, a anuncat presubliniere din telecompletului, judectorul Ștefan Pistol.